profesor universitar, doctor în studiu artelor, poet, trei titluri raportate la un singur om. Un om cu care astăzi vă prilejuim o întâlnire de suflet. Stimate domn Simion Ghimpu, bine ați venit la emisiunea noastră. Din partea tuturor telespectatorilor și din partea mea personal, vreau să vă felicit cu apropiata aniversare de 60 de primăveri și să vă urez numai de sănătate și numai de bine. Dintre toate titlurile pe care astăzi le-am pomenit, cel mai deosebit, de-a dreptul magic, mi se pare cel de poet. Sunteți de acord să discutăm despre acest subiect în special? Da, cu plăcere. Vreau să vă întreb dacă la vârsta pe care o aveți, poezia se scrie mai altfel, mai ușor, mai greu, în comparație cu felul cum se scria ea acum câțiva zeci de ani. Telespectatorul ar aștepta un răspuns tradițional. În tinerețe se scrie mai ușor, pentru că în tinerețe toate se fac mai ușor, iar la bătrânețe mai greu, dar nu este adevărat. E vorba de inspirație. Și ea când vine, deci vine ca un vulcan. Și precum poezia veritabilă nu are vârstă, la fel și inspirația nu are vârstă. Vis-a-vis de generația poeților mai tineri, care intră ușor, cu nonșalanță, în crestomațiile poeziei românești, vreau să vă întreb dacă nu cumva aveți vreun sentiment, vreun complex de inferioritate. Nu, aici e o chestiune de principiu. Eu cred că poezia de totdeauna a fost emoțională, de totdeauna a abordat teme omenești, pământești și nu zic că nu au dreptul poeții să se avânte în căutări, în, știu eu, metafore, și, dar dacă poezia este fără gând, este seacă, unde mai pui că nu are nici imagine și nu are nici metaforă și nici simbol și nu are cele ce fac poezia să fie poezie, nu-mi place. Aveți și o definiție proprie a poeziei? Da, am gândit-o după ce m-a mai rugat să o fac și am zis așa, poezia este o lume deasupra acestei lumi. Frumos și filozofic. Henry Miller spunea că poetul, scriitorul în general, este o persoană de desubtul sau deasupra normalității. El nu poate fi niciodată sănătos sau lucid. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu această aserțiune și dacă considerați sărăcia un sol propice creației. În principiu sunt de acord. Poetul nu a fost niciodată la nivelul normalității. Nu știu pe cât poate fi mai jos de normalitate, dar mai sus este obligat să fie. Nu ne putem închipui o poezie care să fie la nivelul realității, adică realistă în sens de cuvântul rusesc exprimă foarte bine cuvântul ăsta, bătovism. Nu poate fi. Mulți ani a fost ținut în frâul bătovismului și foarte mulți ani s-a făcut poezie rea. Anume din acest motiv. Acum s-au declanșat spiritele, acum se urcă mai sus, se zboară sus în poezie și ăsta e farmicul ei la ora actuală. De altfel, un proverb chinez spune că cel ce știe amânui condeiul niciodată nu va cerși. Dar să revenim la ale noastre. Tudor Palade spunea într-un articol despre dumneavoastră că sunteți un poet cam straniu. Cum credeți? Ce avea în vedere? Eu cred că fiecare poet este straniu în felul său. De ce aș fi eu straniu? Probabil că am niște expresii mai deocheate, niște metafore, niște gânduri. Spre exemplu, eu zic așa, ca pe o trestie te admir iubito, ca pe o trestie ca lumina curată de care mi-apropii gura și o sărut de mai multe ori într-o singură dată. Sau așa, așa, numai așa, eu te-aș găsi și te-aș cânta, te-aș cânta viața mea toată și te-aș mai cânta odată. Sau, cu răbdare treci și marea, da, prutul. Poate că din aceste motive, dar bănuiesc că Tudor Palade a mai găsit și alte stranietăți în poeziile mele, pe care eu, pur și simplu, e posibil că nici nu le observ. Spuneți-mi, vă rog, dacă se întâmplă să cadeți pradă deznădejdii, să scrieți și să transcrieți de multe, multe ori poezia? În
viața unui om de creație există perioade de zbor și de cădere, sau perioade de acumulare și de explozie. Iată, această perioadă de acumulare se caracterizează și prin deznădejde și, de ce n-am spune eu mai clar, chiar se caracterizează și prin niște depresii foarte, foarte grave. Mai ales la acest sfârșit de secol stresant, depresia a devenit o boală a intelectualilor și mai ales a oamenilor de creație. Cât privește transcrierea poeziilor, da, și de 3, și de 4, și de 5 ori, și de la sfârșit spre început, și de la început spre sfârșit. Deci este un laborator, este, până când ajungi la varianta finală, de multe ori revii și iar revii. Și, deci este un proces normal. Spuneți-mi, vă rog, în opinia dumneavoastră, poeții devin sau poeții se nasc? O să vă răspund printr-o parabolă. La București a venit un cetățean cu feciorul lui la universitate și s-a adresat unui profesor. Domnule profesor, aș vrea băiatul meu să intre la universitate și să iasă poet. La care profesorul i-a răspuns, dacă va intra poet, va ieși poet, iar dacă nu, nu. Cum credeți, în ce constă valoarea poeziei dumneavoastră? Eu cred că valoarea poeziilor mele constă în prospețimea imaginii, metaforii, comparațiilor și cred că și a temelor abordate. În asta constă, cred eu, prospețimea poeziilor mele. Sunteți un textier de-a dreptul faimos la noi în Republică, sunteți autorul mai multor șlagăre, fapt care v-a adus foarte mulți prieteni între muzicieni. În același timp, în branșa scriitorilor, poezia scrisă special pentru a fi cântată e privită un pic de sus. Deci mai mult al muzicienilor și mai puțin al scriitorilor. Al cui sunteți de fapt, maestre Ghimpu? Nu sunt de acord cu cei care privesc de sus textul pentru un cântec, desconsiderându-l, spunând că nu-i poezie. Este și cânticul o poezie, dar ce-i drept are legile sale, are o dramaturgie și nu toți poeții pot face texte, pentru că trebuie să te exprimi foarte laconic, în 12 rânduri trebuie să redai un sens extraordinar. În ceea ce mă privește, eu am intenționat, am apelat la cântec. Mi-am dat seama că poezia nu are aceeași priză la public precum o are cântecul. Toamne trec, mai trece, toamne, eu rămân în primăvară. La clipa de început, clipa când ne-am cunoscut. Clipa din acea dumbravă, așternută cu o tavă, oh, lângă nucul cel înalt, unde te mai săruta. Clipa din acea dumbravă, așternută cu o tavă, oh, lângă nucul cel înalt, unde te mai săruta. Ce-ai făcut cu mine, ce-ai făcut, din ceapă dulce ai băut? Ce-ai făcut cu mine, ce-ai făcut, că nimic din dor n-a mai scăzut? Dacă-aș fi un pom de deal, numai tu, numai tu, numai tu. Tu ai de veșnicul meu ram, numai tu, numai tu, numai tu. Dacă-aș fi o rândunea, numai tu, numai tu, numai tu. Tu ai fi aripa mea, numai tu, numai tu, numai tu. Hai cu mine, draga mea, până la apus de soare, să-ți dau ochii gura ta, să ne audă lumea mare, să ne audă dragostea, să ne audă stele luna. Azi, acum, cu mine-ntotdeauna, sunt al tău și ești a mea. Zică lumea ce n-ar zice, două flori alăturea, încât fie două spice, sunt al tău și ești a mea. Cea
cea mai luminoasă în lume stea. Ce folos de viață cu trăiesc, dacă mamă rar te întâlnesc? Ce folos de cânte cum de dor, dacă mamă nu ai ajutor? Ce folos de cânte cum de dor, dacă mamă nu ai ajutor? Zăpada le-a îngheptat pe ram, e toamnă doar în calendar, eu frunze n-am, eu frunze n-am, frunze n-am. E toamnă doar în calendar, eu frunze n-am, eu frunze n-am, frunze n-am. Ani, ani rătăcit, fără cu azi mi-ai pășit și-n pat îmi stai. Desoarte-n frânt, cu privirea-n pământ, un copil și-a greșit. Tu ai crezut prea ușor că s-o frunză în por purtată de vânt pe pământ. Tu, suflet amăgitor, ai crezut un dor poate fi trecător. Nu mă chema, nu mă ruga, piatră-n inima, crede-mă, e așa. Eu nu pot, nu pot ierta. Nu mă chema, nu mă ruga, piatră-n inima, crede-mă, e așa. Documentându-mă pentru această emisiune, am găsit aprecieri foarte înalte a creației dumneavoastră, dar am găsit și critici vehemente și usturătoare, altuia i-ar fi retezat poate aripile, nu și dumneavoastră. Spuneți-mi, ce ar putea să vă facă să renunțați, dacă există așa ceva pe fața Pământului? Nimic. Și motivul este foarte simplu, e prea târziu. Iar în privința tăierii aripilor, cei care au încercat să o facă au întârziat. În afară de aceasta, eu am convingerea mea, poezia e una, păreri despre ea pot fi foarte multe. Și niciodată nu m-am supărat pe cei care m-au criticat și m-au... Ba chiar am tras anumite poloase din sfaturile dânșilor, din analiza pe care o fac poeziei. Ion Ciocanu, de exemplu, detestă poezia Educați de vremea noastră, care e un fel de scrisoare a treia, o poezie publicistică, acută, serioasă, și domnia sa mi-a mărturisit cum că și Eminescu a fost detestat pentru Împărat și Proletar și alte poezii publicistice, așa, cu aspect politic. Eu cred că un poet are voie să scrie și chiar e obligat să scrie poezie publicistică, chiar și politică, la momentele de restriște, la momentele mai grele. El nu poate fi deoparte. Nu, înseamnă că nu-i poet. Circa 35 de ani sunteți profesor universitar, predați vorbirea corectă, mai multe generații au trecut prin filiera dumneavoastră, de asemenea predați regia și scenariul manifestărilor de masă. Vreau să vă întreb, cine sunt studenții dumneavoastră preferați? Cu cine dintre ei vă mândriți? Și care e deosebire dintre studenții de odinioară și cei de astăzi? Încep cu partea a treia a întrebării, ca să numesc pe cei pe care i-am educat, pe care i-am cultivat, pe care i-am lansat și care au devenit într-un fel personalități. E vorba de Ninela Caranfil, Nicolae Darie, Iurie Negoiță,
pe care i-am învățat la Moscova între anii 1964 și 1969, le-am predat limba română. Apoi la Chișinău mi-au fost studenți Vasile Zubcu, Nicu Scorpan, Boris Bechet și mulți alții, nu pot acum să-mi amintesc. Deosebirea dintre studenții de ieri și de azi. Deosebirea dintre studenții de ieri și de azi este mare. Acum 10-15 ani era un interes deosebit față de arta teatrală. Studenții erau în stare să stea și noaptea în aulele institutului, să facă studii, să facă fragmente, și acest interes a scăzut. Și motivele sunt clare, pentru că acum nu se acordă nicio atenție oamenilor de cultură, oamenilor de artă, și desigur că aceasta s-a răsfrânt și asupra interesului lor față de meserie, față de specialitate. Oricum, încă mai sunt totuși doritori, încă mai sunt totuși oameni, studenți care vor, țin neapărat să îmbrățișeze această meserie. Deci nu s-au terminat, dar într-un fel a scăzut interesul. De-a lungul carierei dumneavoastră ați fost și un recenzent, un cronicar neobosit al fenomenului teatral și cinematografic. Ați făcut dialoguri cu adevărați corifei ai genului, pentru care mulți, inclusiv eu, îmi permit să vă invidiez un pic, pentru că există nume ca Akira Kurosawa, Sergei Bondarciuc, Hall Bartlett, cel care a regizat generalii carierei din nisip, cu Beata Tâșkevici, cu Marina Vlade, etc., etc. Spuneți-mi, vă rog, în interiorul dumneavoastră nu ați visat cumva să fiți actor? Am făcut cursurile de actorie la Moscova și regie, parțial. Scopul era unul, să prind maestria, să prind acest farmec, să prind această deprindere de a gândi în cadru, de a maestria actorului, așa ziceam noi. Pe atunci mi-a părau anumite gânduri, dar în 1969 am susținut doctoratul în studiul artelor și evident am fost trimis să lucrez la Institutul de Arte. În ceea ce privește cariera mea de ziarist, atâta doar vreau să vă spun că pe atunci mă gândeam că un ziarist adevărat nu trebuie să stea pe loc, el trebuie să se afle la fața locului, evenimentelor. Deci aveam gândul meu serios și deplasându-mă la Moscova, m-am folosit de anturajul de acolo și colaboram la festivalurile de cinema ca interpret al juriului și m-am folosit de ocazie și am intervievat o lume. Într-adevăr, aproape din toate țările am intervievat oameni care m-au și îmbogățit enorm de mult spiritual. Vreau să vă întreb dacă v-a tentat sau vă mai tentează proza. Am scris și proză, am publicat la revista Moldova, am publicat la revista Nistru, am publicat la revista Codr, dar proza, mai am și acum în masă proză, gata pentru tipar, dar posibilități nu sunt. Însă, vedeți dumneavoastră, eu am îmbinat cariera de pedagog cu cea de scriitor. Proza cere să stai la masa de scris de dimineață până în noapte. Proza se scrie mult, se scrie proza veritabilă, se scrie greu. Și am fost nevoit să abandonez, mai târziu să abandonez proza și mai mult să mă ocup de poezie și de cântec. Știu că sunteți și autor de piese și vreau să vă întreb dacă ați relua viața de la început sau dacă ați fi dumneavoastră autorul piesei intitulate Viața lui Simion Ghimpu. Ce ați omite din faptele reale și ce ați lăsa? Va fi această piesă o tragedie sau o comedie? Sunt sigur însă că va fi în versuri. Întâi și întâi e absurd să răspund la această întrebare, pentru că acest dacă nu poate fi evitat niciodată și niciodată nu va fi. Copilăria va fi un vodevil, tinerețea va fi
cum să zic eu, așa, comico-dramatică, tinerețea, viața, dramă și sfârșitul tragediei. Și acum vreau să vă întreb dacă v-ați pus întrebarea de ce scriu și dacă ați găsit răspuns la ea. Da, sigur că întrebarea a apărut de la sine, răspunsul a fost căutat într-un fel, nu cred că este epuizant, dar cred că este din necesitatea de a comunica cu cei din jur, cu cititorii, pe o cale inedită, originală, pe calea poeziei, ori poezia este regina artelor, deci ea are un farmic al ei, o... și cred că ăsta este motivul din care scriu. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile sincere la aceste întrebări nu prea ușoare și să invităm telespectatorii să privească un mic eseu intitulat Un poet mereu, Simion Ghimpu. Un romantic zăbovit, un Don Quixote oscilând între păcatul deznădejdii și înverșunarea speranței, Simion Ghimpu apare ca o figură controversă și pitorească, dură și inofensivă, inadaptabilă și cam ciudată. Lipsit de harul agoniselii, îl posedă din plin pe cel al risipei de sine, atâta doar că n-a lăsat din mâini niciodată valiza plină cu fluturi. Dânsul face parte din pleiada intelectualilor arborescenți ai anilor 60, care atunci când era nevoie de toate s-a apucat și a făcut de toate. Poezie, teatru, critică, publicistică, pedagogie, cântec. La o epocă când era interzis să vorbești despre o altă patrie decât URSS-ul, cântecul Inima mea e Moldova a constituit un risc și o victorie. Tardivul debut editorial al lui Simion Ghimpu, Cartea Mereu, pune semnul egalității între cântec și poezie datorită versului aforistic, delicateții ritmului, gustului pentru adevăr. Poezia lui țâșnește pătimaș din text în subtext și nu este altceva decât un mod de existență, o antiscleroză spirituală. Ce ți-i scris în frunte ți-i pus, iată vorba de duh care îi se potrivește mănușă lui Simion Ghimpu pentru că limpezește bulboanele și curenții destinului său deloc roz. Pe fundalul colegilor de vârstă și de debut poetic, dânsul este un întârziat, un ostatec al candorii pentru care fiecare vers, fiecare rând smuls nerostirii, își este sieși propria normă, cucerită împotriva imprevizibilului, printr-o neistovă libertate vie. Călătorului șade bine cu drumul, ori Simion Ghimpu în drumul lui nu este singur. O are alături vreme de mai bine de 20 de ani pe frumoasa-i nevastă, Veta Ghimpu Munteanu, o femeie care face mai mulți bărbați să suspine. Și nu numai bărbați, dar și femei, și copii, și bătrâni, și tineri, pentru că este o sensibilă interpretă de muzică populară care se apropie de cântec ca de o catedrală a spovedaniei. La Tălâncuț a învățat să deosebească frumusețea adevărată de cea amăgitoare, precum fata moșneagului a intuit cufărul cel bun propus de Sfânta Duminică. Se vedea interpretă de muzică populară din clasa 8-a, dar vai, pe atunci Institutul de Arte pregătea numai cântăreți de operă. S-a resemnat și a dat la măestria actoricească, domeniu în care profesori ca Apostol, Ciutac, Berova îi preziceau o carieră strălucită. N-a fost însă să fie. Nu-i dădea pace zestrea de acasă, adunată bob cu bob de la bunicii Ionică și Ileana Negru, părinții Virginia și Milică Munteanu, de la toți sătenii, oameni de omenie și primitori ca la sud. Din cei 6 copii, 5 sunt surorile Munteanu, care rar scapă vreo ocazie să cânte împreună. Și pentru ca fratele lor să nu se simtă marginalizat, au un repertoriu, o colindă despre Ionică. Deși acioată de un sfert de veac la oraș, Veta Ghimpu Munteanu poartă cu ea universul mic al satului natal, Paicu, despre care se întreabă cu glas tremurat cum și de ce această vatră sfințită odată de credința și cumințenia sihaștrilor a ajuns azi un sat mistuit de sărăcie și jale. Ea este cea care a strigat în disperare SOS pentru Tălâncuța. Ea este cea care propagă cu înfocare și devotament în cadrul emisiunii din Comoara Strămoșilor neprețuitele perle ale melosului popular. Ea este cea care și-a asumat responsabilitatea de a le-a purta de grijă tinerilor talente. În rest, e mereu inspirată, mereu gata să cânte, fie pe scenă,
fi acasă, legănându-și pruncii deja mari. Anda Cristina, viitoare ziaristă, studentă la Universitatea din Cluj, și micul poet Lucian. Spune-mi, te rog, cine în casa voastră este poetul numărul 1? Tata, desigur. Dar în clasa 5-a e? Eu. Compun câteodată poezii mai bune, câteodată mai rele. Ne citești azi una? Da. Mihai Eminescu, genul poeziei, înaltă cerului pe pământul României. A scris pentru maturi, a scris pentru copii. Poeme ai scris, ai scris și poezii. Ești ca o luceapă, ești ca o stea. Femele tale frumoase să rămână așa. Tu încă trăiești, prin poeme viața ți-o croiești. O, tu, genul poeziei, înaltă cerului pe pământul României. Pe culoarele radioului, Veta Ghimpu Munteanu își întretaie zilnic cărările cu Cine credeți? Cu Miss Radio Moldova, sora ei, Maricica Munteanu, care împreună cu Alexei Revencu fac cel mai reușit cuplu de crainici. Porecliți în studenție Romeo și Julieta, Alecu și Maricica sunt pur și simplu binecuvântați a fi mereu pe aceeași undă. Frumoasa lor poveste de dragoste a servit drept temelie la zidirea unei căsnicii care ar putea servi drept etalon dacă o habă de vreme, pe când virginica lor era fetiță mică, nu s-ar fi crezut de la o parte că poate sunt certați sau ceva nu merge bine. De, lucrau în ture diferite, mâncau la ore diferite, vedeau un spectacol în seri diferite, mergeau în o speție fără pereche, etc., etc. Acum că fata li s-a făcut mare și gata să preia povestea Julietei, părinții au revenit în fața aceluiași microfon. Când îi auzi în emisie, te copleșesc prin frumusețea timbrului, prin acuratețea rostirii românești, prin încredere în ceea ce fac, prin completare reciprocă și competiția afectuoasă. Sunt cu adevărat emblema radiofonică a Moldovei, așteptați și doriți în fiecare casă. Stimați telespectatori, iată-i pe eroii emisiunii noastre adunați împreună, familia Ghimpu și familia Revencu. Eu propun să-i întrebăm cât de des se adună ei așa, fără a fi pândiți de camera de luat vederi. Să întrebăm pe gospodina casei, Veta. Pe timpuri ne întâlneam cu mult mai des. E normal, eram și mai tineri. Aveam mai mult energie, mai mult necesitate de a ne întâlni. Dar de când lucrăm împreună, practic ne întâlnim zilnic. Odată n-am și atunci rar. Ce vă unește pe toți împreună? Mă gândesc sufletul. Atunci când există unitate sufletească, atunci dispar neînțelegerile. Dispare dezechilibrul ăsta sufletesc al familiei. De altfel, sufletul unește, spiritul unește și o familie, unește și niște prieteni. Și atâta timp cât în prim plan va exista spiritul, atâta timp vor dispărea toate neînțelegerile și rupturile. Vom rezista intemperiilor, pe când dacă va exista alt interes, interesul material, știi, ăsta nu rezistă niciodată. Ce mă unește pe mine, să zicem, cu soția mea, Maricica? De la asta aș vrea să răspund. Noi suntem căsătoriți de 21 de ani. Ne-am căsătorit la vârsta de 21 de ani și anul acesta avem 21 de ani de când de căsnicie. E un eveniment. Da, e un eveniment. Eu, de exemplu, nici nu m-am gândit la... Și, asta nu înseamnă că în toți acești ani am avut parte doar de zile bune. Am avut și momente dificile pe care ne-am străduit să le depășim. Ne unește în primul rând dragostea noastră, care a fost fericită în anii de studenție. Ne unește fiica noastră, Virginia. Ne unește soția mea, Maricica, care mă înțelege și îmi iartă, să zic așa, toate apucăturile. Familia este o structură care are la bază bună înțelegerea, toleranța, compromisul. Asta ne unește și ține de familia. Și consolidează. Și consolidează. Familia sau este, sau nu este. După cum vedeți, familia noastră este și mulțumit și mulțumesc lui Dumnezeu
cu Simion și cu Natalieta și mai am și cu Nat și cu Nate. Suntem toți o familie și mă bucură această zi. Eu îmi permit să adaug, cred că nu în ultimă instanță, Maricica și Alexei sunt legate de profesia lor comună. Da, și asta e. Ce iau la serviciu au și acasă, ce au acasă au și la serviciu. Eu cred că ne mai unește, dacă e de cuplurile noastre, Maricica, Alexei, eu, Simion, ne mai unește și o istorie pe care o avem la bază, începuturile ne vin de la Institutul de Arte, unde am venit eu întâi, eu am spart gheața și Simion pe atunci era profesor la Institutul de Arte. Apoi, peste un an, a venit Alexei, pentru mine era un străin, bineînțeles, ca apoi, peste încă un an, să o atrag și pe Maricica la Institutul de Arte, după care Alexei a devenit alcasă. Toate au pornit de la Institutul de Arte. Acum se întâmplă astfel că trei dintre dumneavoastră sunteți la radio. Cum ați ajuns acolo? Cum am ajuns? Dacă Veta a fost prima care a venit la Institutul de Arte, eu am fost primul care a venit la radio. Fiind student în anul 3, am participat la un concurs de selectare a cranicilor radio și am trecut acest concurs. Maricica ne știam din 75 și după ce am lucrat la radio, am mers și mi-a dat serviciu mapă, tot este pe asta, cum se putea. Am revenit, a terminat și Maricica studiile, a venit și ea la radio. La televiziune. Mai întâi, da, la televiziune. La radio. Și de-a trecut prin ce an? Eu în 80 am venit în radio, dar nu de aceea ca să-i urmez pe Maricica și Alexei. Îmi plăcea foarte mult cântecul, îmi doream destul de mult să cânt. Pe urmă a venit un moment când m-am dezis mai devreme cântăreață, dar vreau să fiu aproape de cântec și felul acesta, cu ajutorul lui Simion de data aceasta, am fost angajat la departamentul de muzică radio, redacția muzică radio, pe atunci să fiu mai aproape de cântec. Deci nu e de un secret, Veta, că vrei să cânti, această dorință ți-a rămas și în ultima vreme încerci să faci muzică. Adică întotdeauna ai făcut muzică, acum încerci ceva nou. Vreau să te întreb dacă ai vrea să doar să cânti, să nu mai fii nevoită să lucrezi, ci doar să evoluezi. Dacă mi-ai făcut întrebarea aceasta cu 20 de ani în urmă, cred că aș fi răspuns fără a ezita, că vreau numai să cânt. Astăzi, după ce am și această dulce și grea profesie de redactor prezentator la radio, nu, cred că n-aș vrea numai să cânt. Îmi place foarte mult ceea ce fac în radio și eu cred că e o combinare minunată că și mai pot să fiu redactor muzical, să-i ajut și pe alți interpreți să se realizeze și totodată să mai cânt pentru suflet. Vreau să te mai întreb vis-a-vis de acest nou curent etnopopul care îmbină și muzica autentică și hip-hop-ul mai modern, unii îl consideră o deflenea, o bagiocură la adresa muzicii populare, veritabile. Spune ceva în favoarea etnopopului. Probabil că au dreptate și unii care văd în astfel de gen o deflenea la adresa cântecului autentic, dar sunt mult și de părerea, printre care și eu, că dacă o lucrare de felul acesta e făcută bine și cu gust, nu poate fi o zeflemea. Din contra, folclorul autentic dintotdeauna a fost utilizat și în lucrările clasice. Și în muzica ușoară, și eu cred că e și normal și e și de datoria celor care locuiesc în această țară să cânte cu melismele, cu să se simtă, chiar și în cântecul de muzică ușoară, chiar și în cântecul etnopop, să stea la bază totuși folclorul nostru. Fiindcă tineretul de astăzi atât e de ahteat de muzica străină, că începe a introduce niște elemente străine în cântecul nostru, fie de muzică ușoară, chiar și de muzică populară, turcesc și așa mai departe.
Pe când de acum, având un pic experiența cântecului acesta, eu văd reacția tineretului. Imediat cei ce e depozitat genetic izbucnește la suprafață. Ei nu mai dansează numai așa, dar încep o formă de horă, de sârbă. Eu cred că în etnopop, cred că cântecul autentic vine ca o... Eu așa o simt, parcă aș da cu lingurița miere tinerilor din tezaurul nostru, anume printre ritmurile acestea moderne. Nu vreau să dăm acum o lingurică de miere și telespectatorilor? Atunci. Deci cântecul... Cine joacă horile? Un cântec pe care l-am realizat în comun cu Andrei Corbu și Vlad Sergheie. Vine șaide radi raida, cine strânge lângă tine șaide radi raida. Joacă-mă, bătiță, vine șaide radi raida, cine strânge lângă tine șaide radi raida. Să se unde tot la noi șaide ra, șaide ra, cum jucăm fără îndoi șaide radi raida. Să se unde tot la noi șaide ra, șaide ra, cum jucăm fără îndoi șaide radi raida. Muzical, vreau să vă întreb în ce măsură vă coincid gusturile în materie de artă. Dacă e vorba de gusturile noastre, a meu și a lui Simion, cred că pe parcursul anilor le-am făcut totuși să coincidă. Dacă eu niciodată n-am scris nicio poezie, o recunosc, încă îmi pare rău, cine știe, dintotdeauna mi-a plăcut să o citesc. Și nu știu dacă sunt expert, dar Simion cel puțin atunci când scrie poezie mi-o citește întâi mie. Deci găsim puncte comune și v-am mai spus, nu sunt un expert, dar pleacă din teorie, la ceea ce îmi pare mie ca om dintr-o parte, ca un simplu ascultător. Tu ca femeie intuiești posibil și ce este bun și ce este mai... Ori cântecul popular, mi-a plăcut dintotdeauna, dar nu chiar în măsura, cum nu e emisiune folclorică la televizor, la care eu să las absolut tot baltă și să o privesc și numai și văd și Simion vine și stă lângă mine și privește și el. Știindu-vă pe toți patru slujitori ai culturii,
acum când cultura este într-un impas, într-o perioadă de tranziție, când își capătă contururile, mă refer la cultura de la noi din Moldova, cum credeți fiecare dintre voi cine și care, ce sunt dușmanii culturii? Dușmanii culturii, în primul rând, sunt aroganța și prostia omenească. Adică să nu ne facem iluzii. De cele mai multe ori lumea din domeniul artei și a culturii pierde anumite acest fondament. Dacă cumva s-a prezentat undeva, l-a văzut lumea, a uitat de interiorul său. Nu mai lucrează asupra sa, gata, este vedetă. Deci, aroganța de multe ori distruge intelectul omului. Deci, practic, omul este dușmanul culturii. Da. Crezi așa? Asta este. Ești... Depinde de, normal, de om în parte, de intelectul, de nivelul lui de dezvoltare. Vreau să vă mai întreb dacă știți, vă dați o definiție fericirii. Și poate să îmi răspundeți cum credeți ce îl împiedică pe om să fie fericit. E o chestie atât de relativă această fericire. Eu pot fi fericit astăzi când am, să zicem, pe masă și mi-s copiii sănătoși. Ori pot fi fericită când fac un câmp. Ori sunt fericită că am o familie așa cum mi-am dorit-o. Eu nu cred că există o noțiune generală despre fericire. Deci e permanent, că nu da, există. Dar nici nu e. E imposibil. E dar zice, din fericire. Din moment dacă sunt fericit. Uite, am obținut, să zicem, un succes la serviciu, uite, sunt fericit. Uite, mi s-a născut un copil, pentru sunt un fericit. Moment, adică, dar în linii mari. În linii generale, nu știu dacă e vreo. Eu am rămas datoare domnului Simion cu o întrebare pe care dorește mult să ne-o descopere, să ne-o pună pe talge. Despre sărăcie, pe cât de propice este sărăcia, dacă este un sol propice pentru cultură, pentru artă. Deci testamentul vechi scrie, ferice de cel ce ține parte celor săraci. Cred că un om de artă a condamnat, condamnă și totdeauna va condamna sărăcia. Ce pot să vă spun? Haideți să o condamnăm și haideți să dorim copiilor noștri să nu cunoască niciodată sărăcia. Și am adus vorba special la copii. Vreau să vă întreb ce învățătură ați vrea să le lăsați copiilor și cum ați vrea să rămâneți în amintirea lor. Cred că deja am pus la baza copiilor ceea ce ne-am dorit și nouă. În prim plan, să țină cont de bogăția spirituală. Ei bine, nici nu avem cea materială. Acolo, într-adevăr, poate undeva nevoia ne-a învățat să lăsăm copiilor în bogăție spirituală. Așa s-au creat condițiile la noi, așa ne-a fost serviciu, că vrem vrei vecinica a crescut practic singur. Noi ne-am trezit într-un moment cu fată mare în casă și ne-am uitat, parcă suntem încă tineri, dar fata e mare. Relativ. Și nu știu când a crescut. Aș vrea ca să rămânem în amintirea ei, așa cum suntem. Nu e vorba de laudă, dar eu consider că familia mea este compusă din oameni onești, pe care nu-i macină invidia, oameni cinstiți și muncitori. Așa aș vrea să fie și fica mea. Se zice că cea mai frumoasă pomenire a părinților este cea atunci când copiii trăiesc așa cum ar fi părinții. Stimați telespectatori, să le mulțumim acestor frumoși oameni că au fost sinceri cu noi și au deschis sufletele. Să-i aibă Dumnezeu în pază și chiar cu riscul de a fi portretizat ca un ideal, da, Domnul, așa să fie. Și pentru că totuși axa emisiunii noastre este domnul Simion în pragul jubileului frumos, să-i dorim multă sănătate, numai bine, și cei dragi din preajmă să-i fie mereu alături. Televiziunea Moldovei prezintă
Un film de Violeta Grigore și Larisa Stanchevich. Magia dragostei. Magia dragostei sau noile aventuri ale vânătorilor de stafii.